președinte. Să întreb și eu executivul dacă parcarea de la Orizont până la 5 Călăraș, parcarea și pe o parte și pe aia, este în administrația... Eu nu știu să vă răspund. E domeniul public, mă, e domeniul public, nu? Sigur. Atunci, până într-o hotărâre de Consiliu mai veche, mai mult timp, orice persoană care nu-și curăță trotuarul este amendat. Sau orice unitate care nu are, nu are curățat. De primăria nu poate fi amendată pentru că astăzi am trecut și azi am văzut până eu n-am fost aici, acea parcare este nu se poate intra în ea. Sunt mormane de zăpadă. La care parcare? Parcarea de la Orizont până la 5 Călărași. Locurile de parcare care sunt ale administrației, sunt ale primăriei. Care sunt pline de zăpadă. Poate fi amendată primăria. Cum să cer tu să cureți? Să cureți trotuarul în fața unității tale, că dacă nu vin și te amendezi și tu ca primărie nu-ți cureți. Hai că cam atât de tare. Că cam auzi. Deci, vă rog frumos, ar trebui acele parcări cărată zăpada. Nu s-a făcută morman. Această dezepezire înseamnă și cărat de zăpadă. Înseamnă și costuri suplimentare, domnul Marici. Înseamnă costuri imense, sunt mii de tone de zăpadă. N-am spus tot orașul. Să știți că cu toate că complicat să scoatem toată zăpada din nu știu oraș. De ce germanii au costurile mici la dezepezire și își permit. Nu știu ce costuri au, dar... Nu, dacă dumneavoastră ați adus, costurile... Nu, eu vă spun că sunt mii de tone. Banii în impozitele caselor, în impozitele pe care cetățenii le plătesc pentru acest oraș... Imense. Să scoatem mii de tone din oraș, de zăpadă din oraș.